Iată, cum e chestia aia de acolo, uite, vezi? Aia era să o ratez, iau-te. Poate-mă Dumnezeu. Ia să mergem pe ala. Se duce T-Rex-ul, uite. Turum, 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 turum. Auto, ac! Cretinul dracului de rechin. Armata de T-Rex-an, ce faceți, mă, nebunilor, mă? Eu sunt T-Rex și bine v-am găsit la partea țișa din Man Eater. Să trecem la treabă. Direct intrăm în pâine, că așa îmi place mie în jocul ăsta. Să intru direct în pâine. Băi, de capă, nu, 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 ce, ce? Oh, oh, baracuda, o baracuda albinoasă, vină-o face. Ah, ba, albinoasă ăla, da? A, așa pare. Acum dracu știe. Nu, nu era albinoasă, să fie. Alai, mersi, mersi de puncte, mersi și ție de puncte. Așa, bun, unde, unde mi-este obiectivul? Mi-a selectat o țintă, a, în direcția e. Mă duceam în partea opusă, că sunt deștept. Uai, jocul ăsta e fenomenal, să-mi bag picioare, nu mai satur de jucat. Bă, deci eu când filmez jocul ăsta, trebuie să filmez maxim 5 ore pe zi din el și să explorez. Eu v-am zis, jocul ăsta are undeva la 10 ore de gameplay, dar la cum joc eu o să aibă undeva la 50 de ore. Ia asta așa, unde naiba, pe unde a trebuit eu să iau acum? Wow, ce e acolo? King, King nu știu cine. Ala, nu, nu mă interesează chestia. Uite o barcă frumoasă. Dar n-am interes în bărci acum deocamdată. Vreau să mai cresc, vreau să mai devin mai puternic, vreau să-mi fac upgrade și... Oh, uite albino, albino catfish, dă-o cu-a. Dă, ala-i. Bun, aia mă interesează, ala, ala-i. Oh, doamne ferească, Dumnezeu. Mamă, de unde a venit ăsta mă așa? Oi, bă, dar de ce pare că ești puțin cam bădăran, așa? Bum. Uai, de cam, cred că la... Uai, l-am tunat bine, pom, ah. L-am tunat, oh, stai așa, stai așa, stai așa, că nu scap tu de mine așa de ușor, unde ești? Oi, oi, bă, de agresiv, om, îmi place. Oi, în sfârșit, provocare. Ala. Ala, vino cu ace. Unde? Unde? Mă, s-a ascunde. O, uite la acolo. A, ești cu spatele, fraiere. Ala. Mamă, 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 săracul de el. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Peștera mea acolo. Unde n-aveai boss-ul ăla de ceva să-l bat? Am văzut ceva acolo. Ia uite. Ia uite, ce acolo? O, e o tăpliță dintre aia. A, am înțeles. A, uite, uite o piscă de mare albinoasă. A, nu e albinoasă, fie să fie. Ia să vedem. Unde era tăpliță? Uite tăpliță aici. Bum. Pe aici altceva, în canalele astea îmi plac foarte mult că pot să traversez așa bine ele. Unde naiba mi-am pus eu obiectivul, că nu mai văd. Peștișorule, vino încoace, ala-i. Așa, ia să vedem. Unde naiba, oh, uite și aici ceva, hopa. Foarte multe chestii frumoase, încă o cutiuță. Da la T-Rex, bun. A, uite. Haide, cam e ce fain să găsesc astea, a. Iată, ce avem noi în partea asta, a. Ceva important, bă, absolut nimic important pe acolo, probabil. A, uite, țin în partea aia. Și am ajuns la obiectiv. Ia să vedem cine este marele boss aici. Am un rechin mac mai mult ca sigur. Am eu vaga senzație, dar așa fică. O, albino catfish acolo, ia asta așa. Mă interesează chestia aia. Ia vine tu cu ace. Ala, uite, cam eu direct în barca, dar scuze. Băi, asta n-am prins pisca de mare albinoasă, unde e? Cred că am prins-o. O, uite o chestie acolo, stai așa, mă interesează aia. Mă interesează aia, mă interesează aia. După aia vin la boss, lasă boss-ul, deocamdată boss-ul e important. Unde n-ai pe aia? Era pe aici pe undeva. Ai, dacă mi-am ratat-o. Am pierdut-o în secundă. Uite niște cutii pe acolo. Oh. Foarte multe chestii pe aici de colectat. Nu pot să mă abțin să nu le iau pe toate. Mă, că uite o cutie mai întâi de toate iau cutia. Așa, ia de cutia asta. Vino cu acea mă. Așa, și acum o iau pe aici. Mai nu spui tu mie ce să mănânc, măi, că te bată Dumnezeu, te mănânc pe tine. Apropo, ăsta care a făcut vocea asta și care a fost, și care a jucat în Rick și Morty. Cine știe serialul animat. Bun, așa, hai să găsim boss-ul acum, unde n-ai bai? Unde-i target-ul ăla, Blanao? Ala mă interesează acum, ala mi-e obiectivul meu. Oh, un om acolo, sus. Omuleț, măi, omuleț, ia vină încoace. Oi, sunteți pe șosea, măi, ce faceți voi pe șosea pe aici? Ala, eu caut probleme acum. Hop. Și-am dispărut. Un rechin casual care mi-a stat cel pe uscat așa și mai înhață cât un om. Nu-i nimic, nu-i nimic în regulă cu chestia asta. Nu știu despre ce vorbim. Hunted Barracuda! Uai de cameo, tu ești mă Barracuda. Credeam că o să fie un, credeam că o să fie un dala, zi. Un meacoșar, da? Aparent oare o Barracuda nenorocită. Vino cu acea, ale. Bum, ai de cameo. Vino cu acea, ale. Și te-am făcut praf și pulbe. A, tu ești Sfairena sau cum trebuie să... Dumnezeu să te bate, ești mor, nu mai contează. Nimeni nu o să-și aducă aminte de tine. Ala, ia să următoarea țintă, ce mai avem noi pe aici, astea? Deci toată zona asta e parțial curățată. Oh, și asta? Undiscovered, ia să vedem, undiscovered? Nu pe dracu, undiscovered, stai așa că ajung acolo și imediat e descoperită zona, ia asta așa. Unde e naiba? Uite acolo. Bun, și m-am dus, uite-mă. Uite, îmi place zona asta, e foarte frumoasă așa, cu foarte multă aglomerație, foarte mulți oameni pe care poți să-i neam, 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 neam. Zona pe care T-Rex o descoperă, imediat vine acum, ia uite-mă, uite, cam numai gunoaie pe aici. Bă, da, oamenii sunt dezgustători. Uai că mai aici un animal că e dezgustător, mai întâi uitați-vă la... Mai întâi uitați-vă în oceane și în astea și vedeți ce fac oamenii pe acolo. Și pe aia spuneți voi de animal că-s dezgustătoare. A, uite o baracudă! Unde crezi că fugi? A,
Crezi că scapi așa de ușor de mine? Bată-te, Dumnezeu. Bun, am descoperit și această zonă, nu-i așa? Gata, foarte simplu. Ia să vedem ce avem noi mai departe. Uite acolo. Uite acolo frumusețea aia. Ia să vedem ce avem în partea. Iau pe toți așa la rând. Toate chestiile o să le curăț tot în jocul ăsta. Nici o treabă, n-am puțin în pas să mie că distrug ecosistem. Uite în partea aia. Și a trebuit să merg pe dedesubt așa, fiindcă dacă sunt secrete și chestii ascunse pe aici, mi-e mai ușor să le văd. Iete, cum e chestia de acolo, uite, vezi? Aia era să o ratez, ia uite. Poate-mă Dumnezeu. Ia să mergem. Ala-i. Se duce T-Rex-ul, uite. Turum, 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 turum. Auto, ac! Cretinul dracului de rechin. Upon using this medication, if you experience priapism, do not attempt to improvise your own surgical shot. Am înțeles, domnule. Cu foarte mare plăcere. Ala a fost chiar foarte util acolo. Sper că lumea o să face de seamă treaba aia. Între timp eu mă ocup de rechinul ăsta. Fă ce i-am dat, săracul. Nu și-a meritat lovitura, dar hei. Dar el m-a atacat pe mine primul. Hei, și-a meritat-o. Tot așa de gură. Spicy. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ia să vedem. Mă interesează pisicii aia de mare care îmi dau... Care dau chestia aia verde, care nu știu cum naiba să numește. Uite acolo. Uite acolo așa. A, asta trebuie să mănânc toți peștii ăștia ca să le găsesc pe alea. Uite. Uite. A. Oh. Ia uzi. A, la, uite asta odată. Mai era unul pe aici, dar nu mai văd unde naiba. Simt am partea. Ceva acolo cu semnul întrebării. Asta e așa. Ce-a venit acolo? Ia să vedem. Oare pe asta trebuie să sar? Adică... Sau, a fost o încercare foarte bună din partea mea, dar nu merge așa jocul. Ia stai așa, ia să fac eu în felul următor atunci. Ha! Da, am uitat că sunt un săritor excepțional pentru treaba asta, nu pot. A, iauzi, foa, nu mă dă ăștia bogați, stai așa. Bă, știi care e faza? Eu și rechinul meu, oh, doamne. Nu, doamne, nu-i bine, stai așa că n-am făcut o treabă foarte bună aici. Știi care e fața? Că mie nu prea pasă dacă sunt oameni bogați sau săraci. Toți au același gust. Sărați! Paracura asta îmi reface HP-ul, mersi, ala-i. Ia să continuăm pe aici exploratul. Poate ia Dumnezeu șosea cum mi-a blocat, ia mie toate ideile de traversare pe acolo ca să-mi scurtez distanța. Oare pot mănânc păsările? Păsările au dispărut, ce naiba. Încă un rechin mako. Bă, dar voi nu vă mai săturați de chinurile astea pe care vi le oferă vouă. Atie, e bine? E bine, ala, uite așa, te țin numai în combo-uri de astea, foarte simplu. Fai, l-am dezmembrat total. Ala, e mort. Oh, nivel faci pe riști. Ei, salutări ție, domnule, ce faci acolo? Hai, da, ia vine tu cu mine să-ți arăt oceanul, minunățile oceanului și mizeria pe care a aruncat un ocean, bată-te Dumnezeu. Eu sunt pedeapsa. Oh, uite un curechin mac acolo. Fa. 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 Ia, cace, mă. Ala, ai, m-a lovit prost, ui. Dar ți-am permis să mă lovești cumva sau ce? Opa. Da, așa uite și o baracu de acolo. Ia vreau cu așa. Bată-te, Dumnezeu. O coadă pe ceafă la tine că meriți. Alai. Așa. O, unde naiba crezi că te duci? Unde naiba crezi că te duci? Ia uite-l. Ia uite-l, mă. Uai, baracu de aia. Uai, baracu de aia. Bă, da, baracudele astea sunt enervante. Rău, tot mă bate-le, Dumnezeu. Uai, stresante sunt. Ah. Așa, unde naiba? Bă, da, asta depune mai multă rezistență decât depune alaltul pe care l-am bătut mai devreme. Țărănoiul dracu care ești, ia vreau cu acel. Tu crezi că... A, dar ratez foarte mult în el, frate. Doamne, prost-ți, mă. Fuh, gata. Așa, așa cum să continuăm. Spre obiectivul nostru principal mergem. Vânătoare, uite acolo. Fang problem. Problemă cu colți. Sună foarte bine asta. Sună foarte delightful, sună. Iată-mi ceva pe aici. Uai, cum... Vă, îmi place rost sonarul ăla, nu știu de ce. Am așa o pasiune pentru chestia cum circul așa pe peste tot. Tovarășe, ce faci acolo? Vino încoace. Bată-te, Dumnezeu. Opa. Scuze, greșeala mea, stai că te salvez eu, scuze, n-am vrut să te înnec, am vrut decât să te omor și să te mănânc, n-am vrut să te înnec. Neighborhood Fang Problem, The Sport of Kings, uite acolo. Tu ești problema vecinilor, tu deranjezi vecinii, tu te crezi mare fițuică pe aici, ala-i, vino încoace, dar nicio treabă n-am avut chestia cu fițuica, dar nici aia cuiva să, ala-i, l-am băgat instantaneu. Kill 10, match ball, nu pot să pronunț cuvântul ăla, aia, trebuie să omor 10 de aia, uite acolo. A, jucător de aia cu cross, acum le zice, mă. Jucător de golf, cred că sunt de aia. Ala, vino, vedeți cu acea, măi. Uite cum vine, uite cum mă duc, băi, uite așa frumos. Fac zigzag-uri, măi. Ala, ce acolo? Am văzut ceva cu roșu. Ia stai așa, cine-i pe aici? Bată Dumnezeu. A, tu ești bulanciu pe aici, mai vino cu acea. Ala, și tu vino cu acea. Atât. Băi, cât un pește, cât un pește. A, iarăși un... O, doi macoșani. A, bă, dar nu-i corect. Nu e absolut deloc corect. Pentru ei nu-i corect. Că pentru mine e prea ușor. Ale. Bum. Oi, da, cam. Oi, sunt trei acum. Tot nu-i corect pentru ei, săraci. Hai da. Hai da. Tot e acolo așa. Oi, da, cam să glitch eu la mine, ești prost. Ia, găsit un glitch.
Hai de cameo, după câte ore ale mele, după 7 ore ale mele de joc am găsit un glitch în cele de urmă, uai de capul meu. Uai de viața mea, o, mă pregătesc pentru toate chestiile din jocul ăsta. Vino cu acea mă dihania. 3 macoșa, bă, dar vă aduce dracu 10 să fie balansată. O, doamne, mai mușcată coada, mă, nesimțitule. Aia, nu-i frumos, sunt o femelă, știi? Bă, dar întrebarea mea, de ce? Cred că o să mor undeva la finalul jocului, am așa, decât așa prezic, eu nu știu sigur. Dar o să mor până la finalul jocului și o să mai iasă un pui din mine, cine știe. Ala, fix aia că o să se întâmple sau ceva de genul. Habar n-am, dacă presupun. Ala, vino cu așa. Mâncatiști, următorul pe lista. Mâncatiști și tu, ia stai așa, unde e ala? A, tu ești ăsta, ala. Așa, și o baracudă la pachet, aia a fost bonus acolo, fai de camel. Ai de camel săracu, uai cum m-au făcut. Și ești mort. Uai, uite ce uite a pus ăla de soare, măi. Bun, nu te temi, trebuia să merg, am zis eu oare, nu mai mi-aduc aminte. A, în partea asta aici, s-o omor player, doamne, s-o omor jucător cu crosa, pe aici, că o să dea cu crosa pe asta față. A, ăștia trebuie să-i omor eu, mă, a, bată Dumnezeu, sunt pești, nu sunt oameni, eu cred că sunt oameni, haide, bă, da, prost îți, mă. Rău-i să nu te aducă capul, rău-i să fii T-Rex, am omorât 4 până acum. A, asta înseamnă că nu o să-mi aduc poliția navală pe cap și nu o să vină nimeni să trag cu harpoane în mine, iarăși. Tu vino încoace, ala-i. Du-te la dracu încolo, așa. Așa, continuăm vânătoarea, peștișorilor veniți la mine, am nevoie de mâncare, am nevoie de proteine, vino încoace, ala-i. Asta e foarte, asta, știi care e fața, mă? Îți dau quest-uri de-astea foarte grele, foarte frustrante, care te solicită foarte tare. Dar dau și chestii de-astea așa mai relaxante, care te pune să mănânci niște peștișori, știi? E foarte fain. O, doamne, încă urechin macul. Dar n-am chef de tine, mă, lasă-mă să-mi fac quest-ul, mă, lasă-mă, că mă ocup și de tine după aia. Ei, uite peștele. Uite peștele. A, da, și te-ai băgat fix în dinții mica, prostul. A, dacă tot te-ai băgat în dinții mei, atunci hai să te termin și pe tine, știi? Că nu-mi place să încep ceva, să las neterminat. Mai ales când e carne de... Uai de cap, bă, da, ce-i așa de agresiv ăsta, ce-i așa de hiperactiv? Uai ce coadă i-am dat în dinți. Uai de viața lui. Uai, asta nu mai știu cum îl cheamă săracul. Nu mai știu pe ce plante, nu mai știu dacă e în apă, acum s-o iei pe uscat. El acum crede că e în spațiu sau crede că e primul rechin în spațiu. Ala-i. Ia să te trimit eu pe tine la stele, domnule, vino încoace. Unde naiba te-ai băgat? Te trimit înapoi la zii mărilor. Ala-i, uite-l. Ala-i. Mă, dar mai chiță-i la mine, că te bată Dumnezeu. Tu te-ai vrut să te iei de mine, acum ce să-ți fac? Ei, uite și pe tine, vino încoace. Așa, și cu asta, perfect. Uite aici alte misiuni, așa. Uite, avem aici ceva de asta, așa. Ce avem noi aici? Ok, că e un parte atunci, în ce parte? Uite partea aia, uite acolo, am busolea sus, eu niciodată mă orientez pe prostia de busola de sus, bată-mă Dumnezeu, că aia îmi face viața mult așa, uite, trebuie să ajung în partea, după aia avem un boss în partea alta acolo sau ceva quest, așa. Collect all cakes, ala face T-Rex-ul. Destroy the target, between two holes. Asta sună foarte greșit dacă stai să te gândești așa. O iau și-o prin curtea pe la vecin că e mai scurt pe aici, bată-mă Dumnezeu. Oh, ce asta, opa. Uai de cameră, pot să mănânc box aia cumva? Uai de cameră, dacă pot să mănânc box aia e fenomenal, dar nu cred că pot. Nu cred că e posibil să mănânc box. Aia știi ce o să iau pe aici frumos. Îmi plac canalizările astea, frate. Atât de faine sunt. Alai. Nu mai aruncați gunoi la vorba, mai căcați în apa mea că vă bată Dumnezeu. Mă mănânc ca nasul roșu și vine să strâng. Aolo. Aolo, doamne, nu se poate așa ceva. Alai, dă cu așa. Alai. Bun. Am luat-o și pasta. Eat, evolve, eat more. Ala e obiectivul meu. Am modificat puțin jocul eu. Big Mac, ia uzi acolo. Hai, că am un Big Mac o să. Fix aia, frate. Sunt foarte mare, un foarte mare Big Mac, ia uzi. Un foarte mare. Asta sună plonat dacă stai să te gândești așa, dar cui pasă? Ia să vedem unde este gust. Un rechin mac acolo. Dar ce este rechin mac mereu în zona asta unde trebuie să mănânc peștișoare ăștia? Bată-mă Dumnezeu, frate. Dar lăsați-mă să mănânc și eu peștele, să mi-l savurez, fără să am nevoie să stau să mă bat cu un rechin mac de fiecare dată, că nu prea e gustul meu așa de la o vreme. Încerc să-mi păstrez cumpătul cu macul ăla în coada mea, da. Încerc să-mi păstrez foarte mult cumpătul, dar e foarte greu să-mi păstrez cumpătul. Când, alea, pisica asta, de dihania, dracu, de ciști. Mi-e foarte greu să-mi păstrez cumpătul cu dihania în coada mea. Nu știu cât timp o să mai rezist. Dacă îmi termin quest-ul fără să mă enervez în cauza chestii alea care stă și mă pândește acolo, uai, ar fi fenomenal, nu-i așa? Păcat că trebuie să o să cedeze în secunda a doua și asta s-a zucă să-i stucească gâtul. Baracuda de nivel 5, vino încoace. Nu mă deranjează o baracuda, de ce nu? Alai, oricum i-ați făcut voi numai rele toată perioada timp cât am fost puși așa mai departe. În momentul să mă răzbun și o să fac vouă necazuri, alai. Gata, Big Mac achieved, atât. Următoarea chestie, ia să vedem ce mai avem pe aici. Toată zona asta a fost curățată. Avem zone pe aici necunoscute, ce acolo? Pentru adult, perfect. Hai să mergem acolo. Dar, stai, sunt în combat, cum adică sunt în combat? Sunt în combat, dar o cutie acolo.
Știi ceva? Puțin îmi pasă combatul cu tine, vreau cutie. Ai vreau tu cutie. Ah, l-am ratat, fel să fie. Unde n-ai mai cutie aia asta așa? Fix pe aici o iau, ala-i. Fix pe la vecin pe-n curte, puțin îmi pasă. Salutări vecinii mei. Nu vă faceți grijă, decât în trecerea o să vă mânui mai târziu, nu acum. Deocamdată vreau să mă duc să-mi iau cutiuța. Ala, altceva pe aici? Nu mai sunt collectibles intrarea pe aici, nu știu, ori nu le văd eu, ori nu mai sunt pe aici, pe zona asta așa de multe. Adică e un oraș nenoroc și ce ar putea să spună pe aici. Asta nu e, credeam că o cutie asta e un grătar, băga mi-aș picioarele, am trecut de multe ori pe lângă asta, hai să vedem și ce zace aici totuși. Ala-i, uai, o lovitură i-am dat. E, o cutie. A, păi atunci nu zic nu la treaba asta, bum. Uop. Foarte frumoasă evoluție. Ala, nourishment, ia uzi. Ei, și încă o poartă aceea. Și acasă cu tine. Bun, undiscovered și aici. Ei, hai să vedem ce avem acolo totuși, nu? Ia să vedem. Ala, trebuie să aduce. Uite o cutie acolo. Ala, ia dă și pe asta încoace. Vai, de cam ce plasă de cutiile astea. Așa, am luat-o și pe asta. The predatory scavenger is often quite content to dine on whatever wastes fall to the ocean floor. Păi da, de ce nu? Dacă e mâncare, de ce s-o risipez, nu-i așa? Are destul de mult sens. Unde n-am trebuia să iau stai așa că n-am luat-o bine pe aici. Uite-te și tu, ce e chestia aia? Da, o baracudă din nou, este asta așa. Te bată Dumnezeu, nu te mai ține după mine, nivel 1, ai de-a capul tău. Uai, dar mult tupeai tu la nivel 1, ți se pare? Dar nu te mai ține după mine, mă, că nu ți se pare că... Ala-i. Și mort, atât s-a fost. Uite acolo, ținta, faide că am avut T-Rex-ul, vede ținta. Larry vede ținta. Larry Jaws vede ținta, ala-i. Du-te acolo, măi. Uite. Haide, nu uite-te ce-am făcut. Haide. Uite capul, mi-am dat cu capul de margine aia, cred. Haide. L-am luat-o, Doamne ferească, Dumnezeu, greu a fost să iau aia de acolo. Ala-i. Tu ești Hunted Mako. O să fie o plăcere să te distrug, domnule. O să fie o foarte mare plăcere pentru mine. Eu, Jaws. Stai, cum am zis că mă cheamă? Jaws, Larry, T-Rex, vină încoace. Ala-i, uite, că are un nume complet rechinul ăsta, mă, oameni, vă vine să credeți așa ceva? Vină mă încoace, ala-i. Uai, am ratat-o pe aia, fie să fie, nu mai fugi de mine, ce naiba încerc să faci? Parcă ne bătem noi aici, nu-i așa? Ala-i. Bă, bată-te, Dumnezeu, că nu știi să te bați, Ești vai de capul tău, nivel 12. Pregătește să o iei de la nivelul 1 iarăși, Pregătește să devii un puiuț, Bă, da, te bată. Uai, da, uite-te, Doamne, creatura asta e mai proastă decât mine, băi. Bine că mi-a fugit decât în gură, fraierul. Și ești mort. Dai, mă, nu mai fugi. Ia uite-te, mă, fugea de mine. Doamne, ferească Dumnezeu. Hai că-s foarte aproape de nivel 5. Așa, completat. Da, și aici am pus bica nu ăla ca prostul. Ce avem noi acolo? Uite, waypoint. Interesant. Ia să vedem ce avem acolo atunci. Ia stai mai așa, că n-am pus-o bine. Evoluție, nu mă interesează, că n-am blocat nimic nou. Mă interesează să pun waypoint-ul acolo unde trebuie. Adică acolo. Adică acolo. Bun, așa, să vedem ce naiba în partea aia. Până naiba trebuie să iau eu întrebare. Uite pe acolo, bun. E o chestie de-a, mă. Ai un simbol. Cred că de aici. Uite așa. Stai. Așa. Atât, ia să încerc. Uite o mașuță de golf. Ce cross, un morman de cross, se rupte. Puțin îmi pasă mie, nu joc eu golf, nu sunt eu rechinul care joacă. Poți să distrug asta? Nu poți să-i fac nimic, fie să fie, frate, fă-mi jos, o poți să-i distrug. Mă, nu sta pe mașina bărcii, mă, nu sta, că vine un rechin și te ia, uite așa, și te aruncă în apă și după aia te torturează. Ala-i. Oh my god, așa a zis omul, s-a zis, Doamne, ce mă atacă iarăși? Baracuda de nivel 5 versus T-Rex de nivel 14, parcă sunt eu, ala-i. Vino cu ace, nu încerca să timide o pui, știi că eu sunt alt superior aici, nu-i așa? Știi că sunt în vârful anului trofic? Mă, da, nu mai încerca să te opui, că mă enervezi. Te-am distrus, ai văzut? Dacă te-ai opus, fraiere. Ok, iată, undiscovered acolo. Stai că mă interesează și partea, undiscovered. Trebuie să descoperim acea zonă, mă, oameni. Nu se poate să lăsăm zone nedescoperite. Există locuri în care trebuie să ajungem ca să devorăm chestii. Așa ne arătăm noi dominanța față de specia asta. E cumva pe acolo? Uite acolo. Op. Ala-i. E, uite, asta e mai ușor, doar. Dau cu aceea. Ia să-i ceva pe aici, pe sub apă? Da, e foarte mult nimic. Ce dracu' e asta? Niște crânguțe pe acolo. Interesant. Asta e o baltă care nu văd gunoaie. Interesant. Ia să vedem ce se ascunde în partea asta. Uite, trebuie să fiu un rechin tânăr ca să-l spar chestia acolo. Bă, ești nebun. Fai de cam mai văzut. Eu sunt deja păstă nivelul ăla acolo. Sunt deja prea OP pentru chestia aia.
Așa că să mă duc acolo. Cine știe ce mai zace în zonele alea? Ceva în partea dreaptă, ce acolo? Oh, tu. Oh, tu, foarte interesant, vino cu ce. Ah, vino cu a, așa. Ah, mi-ar da oamenii ăștia de aici. Find some loot, ah, da, trebuie să consum 10 oameni, mai am încă 10, mai am încă 5 de mâncat, așa, uita să dă misiunea asta, haide, cam eu. Așa, da, că ce puse aia să tragă mine atunci, hai. Într-adevăr, domnule, uite câți oameni grași aici. Numai oameni de aia bogați, numai oameni de aia care cred că banii pot cumpăra orice. Se pare că nu vă puteți cumpăra viața, ah, mă blochează o bancă, ești nebun. Așa, mai luat încă unul bonus, așa, pentru HP-ul meu. Oh, altă voce, oh, alt caracter acolo, alt narator, foarte tare. In the rough, consum 8 humans. Ah, 8 humans să consum, ah. Ah, și tu vii după mine, mulțumesc. Mulțumesc că te ții după mine ca un prost ca să... Oh, baracude. Bată-vă Dumnezeu, nu mai veniți toți pe mine ca gang-ul, așa că nu vă merge strategia. Alai, vă dau mare electricitate, băi. Alai, auta-mă. Rechinul ăsta, măcoi, foarte imbecil, nu știu cum să vă zic eu vouă, mă, oameni. Ah, mamă, ce am flipt-o pe aia peste urechi. I-a dat mare capac, i-am dat. Vino cu așa. Mori, ah. Alea, man and nature. Și un foarte, foarte flămân rechin. Golden Shores Gate. Să mănânc 8 oameni. Uite acolo. Uite acolo, obiectiv. Cum dracu să nu? Ia să te mănâncă pe tine. Ia stai așa, în partea asta erau oameni, da? Păi nu mă deranja dacă mănânc cu oamenii ăștia din zona asta de aici, adică de ce nu? Câți au mai rămas de aici? Alea, câți trebuie să mănânc cu 8? Nu sunt ei foarte mult, dar hei. A, asta așa, pe ăla l-am mâncat cu asta, l-a dat că l-am dat jos, l-am dat de cât jos, ala, acum l-am mâncat. Mă, da, tu te-ai picat pe jos, oi de-a capul meu. Oi de-a capul meu. Oi, am început să iau damage. Bă, da, mie îmi place că atunci când încerc să mă sufoc, încep așa să aud un fundat, gen, știi? Exact așa să duci când te nești, mi se pare. Foarte tare. Uite, cam îmi place coloana sonoră de joc, s-a ocupat foarte bine de jocul ăsta, uite. Uite, cam, a, hai da. Hai da. Ala, uite-mă acolo. Nu mă, Dumnezeu, măti, sar pe uscat. Ala, mersi. Așa, nu mai țipa și luați-o la fugă dacă vreți să supraviețuiți. Ala. Untrained unlicensed individuals. Adică, a, da, te referi la mâncare, te referi. A, mersi. A, da, a, credeam că te referi la niște vânători sau ceva. Așa, ăla s-a pus ca om, nu s-a pus ca om, fiar să fie. Bă, dar așa nu sunt tot oameni, de ce nu s-a pus? Fiar să fie. Ala, știi ceva m-a încărat aici? Vă las acolo să vă pierdeți timpul ca fraieri, dacă n-aveți nici licență, nici nimica. Sunteți decât niște amatori nenorociți, nu-mi pierd timpul cu amatori. Ești un profesional. Uop, nu mă vede nimeni, nu mă... Ai de capul meu, ce prost îți. Nu mă vede nimeni, nu mă bănuiește nimeni. Te-ai înfige dinții în victime acum, ala. Ala, vine-ți cu ace. Opa. Nu i-am mâncat pe niciun, dar i-am omorât totuși. A, știi ce? Ala, s-a ridicat! Bă, nu te ridici! Bă, nu te ridici, tu n-auzi! Tu stai jos! A, așa, bun, și tu? Așa. Stai așa, ce dracu, dar ce nu s-a pus? A, la mama dracu, nu ăștia, nu oamenii ăștia trebuia să-i mănâncă, vrea să fie... A. O, nu, sunt atacat din nou! Sunt atacat! O, vai de mine, uai, mi-e frică, aproape că tremurez. Ok, stai așa. Deci unde sunt oamenii pe care trebuie să-i elimini? Uite acolo. Așa, uite acolo trebuie să mă duc eu, alai. Uite-l. Vreau încă ce mă, muritorule de foame, alai. Ești tu bogat, dar degeaba. Și ultimul om. Vreau încă ce, a. Vai de cap, ia-ți galeau pe ăsta atunci, a. Alai, l-am luat? Sau nu s-a pus, fiar să fie, nu s-a pus. Mă, dar trebuie să mănânc anumit tip de oameni, de ce naiba? Asta e foarte dubios, uite acolo. A, stai așa că mă duc înapoi atunci. Ce, nu mi-e frică mie de puțin oxigen, aer curat de pe uscat. Cum puteți să respirați așa porcărie de aer, mă, oameni, mă? Uai de cameră, ah, gata. Uai. Taci din gură, Pit. Taci din gură că vin după tine. Mi-a omorât mama, măi, nenorocitul, și-a dat că ți-am luat mâna. Ah, ți-am luat decât un degețel, acum vreau tot corpul, știi? S-am tot setul complet, nu, da, sunt un colecționar, nu alta. Op, opa, bună ție, tovarășe, a. Cu dracu m-am băgat sub apă, exact de ăsta am dat, iau, tătești tu. Stai locul lui. Uai, sunt doi. Uai, dacă mai am și pe proștirea pe capul meu, paci, haide, că nu. Ala, dar nu mi-e frică mie de nimic, măi, sunt prea puternic pentru chestia asta. Am evoluat, am avansat, evoluția mi-a permis, du-te acasă. Ala, și acum mă duc după el. Atât. Bă, vă dați seama că oamenii trag mine și văd aici rechin că să bat. Eu aș lua niște flăcești și aș sta să admir toată peisajul ăsta, știi?
Vai de cap meu. Uau, uite câte sulițe sunt în mine, câte harpoane, vai. Rechinul ăla altundea n-ai, băi. Ăla, cred că n-am fost decât unul și mi-a fost mie, mi s-a părut mie că sunt doi, sunt eu prost. Ok, ce avem pe acolo? Ia să văd treaba asta o dată. Hai mă, bată mă, vede, la asta se uită la mine, rechinul ăla, hai. Vreau că se-ntreabă, uau, m-a lovit. Perfect. No happy, so happy, domnule, no happy. But not for long, if membership director Doug Thompson has anything to say about it. Doug Thompson? Cine n-ai bea ăla? Uite, ok. Rechina Amacu a sărit pe uscat și el. Ăla a sărit pe uscat după mine. Idiotul dracu, what a hazard. Golf ball diving is an exciting and growing field. Where you can risk alligators and venomous snakes for 7 to 10 cents per ball. Uite cum moare prostul ăla. M-am blocat aici. Mă, nu ți eu, mă, ăla e low, ăsta n-ar trebui să așa damage. Te-am prins în piscina asta aici, acum te omor, nu? Sau ar trebui să te lase aici să te vadă oamenii să te hrănească ca un pești, ar fi un animal de companie, cred că o să te eliberez. Da, o să te eliberez, nu vreau să te ții aici ostatic, știi? Mai bine mor decât să fii ținut ostatic de oameni, wage stagnation and rising child care costs. Hai mă, unde n-ai vești? Dihania, dracu, ce ești mai bine interesant să fim torturată oamenii aici. Dar uite așa sunt eu, bunul samaritan mereu. Bun, ia să-mi, ce mai urmează să... Ce am zis că mai trebuie să mă face? Ops, am dat cu sonara, nu trebuia să dau acum. Trebuia să ajung în apă prima dată. Ok, deci am chestia aia acolo. Aia nu știu ce e acolo, aia e o poartă acolo. Și partea asta așa, acolo două cutii. Cred că-s două cutii, mai am niște chestii pe acolo astea așa. Sunt foarte multe obiecte de adunat, vai de mine, uai, mă simt ca în paradis. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Interesant, ia, ala-i. Interesant, chestii sclipitoare, ce regiune asta, iar am găsit o zonă asta ciudată. Ei, o cutie aici. Cred că asta ascunde, cred că asta ascund locurile astea secrete. Cutiuțe dintr-astea. Pe aici pe parte să fie absolut mică. Uite acolo, semne foarte multe de întrebare. Kill ten, iată să o mor pe aici între. Ia să mă întorc eu înapoi acasă, cred că pe aici am venit. Ala-i, pe aici. Aute-mă. Ala-i. Și acum te sez în băltoaca asta. Ia să vedem altceva pe aici. Uite acolo un grilaj, uite acolo o cutie, bun. Prin partea asta mai era ceva. Altă dihanie care să țină după mine și de care n-am chef. Bă, dacă tot vrei tu, fie să fie ca tine, dar mori, fraiere, și te deforez, ala-i. Încă un semn dintr-o asta, ala-i, dă-l în cace. Ce mama nărambie asta. Un om făcut în crosse care joacă golf cu o crosă. Asta e foarte interesant, ce pot să spun. Hei, uite un chestia asta pe aici. Oare mă interesează, oare ascunde ceva important în zona asta? Ala-i. Pare habar n-am ia să verificăm și zonele astea. Dacă nu verific, degeaba, frate. Degeaba există jocul ăla. Uite. Hei, n-am venit degeaba aici. Atât. Și aici ce n-ai aici? Aici nu-i absolut nimic. Zonele astea nu pot să-ți... Opa! E o cutie acolo, măi. Acolo e o cutie, stai așa. Deci, bănesc că te sez de aici și să ajung pe altă parte. Mai mult sau mai puțin e astea așa. Un scafandru! What? Uai, există scafandri! Uai, super! Hai de cap meu, asta a fost grozav, ești nebun? Uai de cap meu, există scafandri în joc, îmi place! Ala-i! Stai, cred că aici e cutia aia, nu? Aici, în partea asta, e mai mult ca sigure. Uite-l pe prost! Ala-i! Scafandri, măi, nu vine să crede așa ceva! Uai de cap meu! Uai, săracu! Unde n-ai mai cutia? E pe aici? E pe aici cutiuța, măi? Uite acolo un gând ăla, grilaj dintr-ăla. Mă, pe aici nu văd cutia, măi, nu era o cutie pe aici sau ceva de genul. Nu, e un zid invizibil aici, e un zid invizibil aici, nu-i bine. Credeam că sunt deștept, dar nu sunt. Fiera să fie, jocul ăsta mi-a dat. Nu, că o să cred că este pereți invizibili în joc. Cum e asta Open RPG dacă acolo e un perete invizibil, fiera să fie, frate. Fui, uai când m-am bătut în perete la acolo, era să și mor din cauza lui. Uai, dai seama, să fi murit din cauza la un perete invizibil, nu mă omoară pe mine vânător neexperimentat și mă omoră un perete invizibil. Uai, ar fi fost patetic, nu-i așa? Humanoid prost în noți în mijlocul nopții! Că de asta mergi să mori, ala-i, și tu la fel, ala-i! Ai văzut? Nu mai notați pe aici așa. Bun, deci trebuie să ajung acolo, uite un foc, uite niște foace pe aici. Oare pot să iau foc? Ia să vedem. Ia să testăm chestia asta.
Focul pare să nu mă afecteze. Foarte interesant, am o piele așa de rezistentă. Airbrush t-shirts? De ce? Testoasă de nivel 10, wow! În sfârșit testoase mai mari, ala-i! Uai, asta e foarte rezistentă, ac! Mamă că măiculița, mamă, doamne! Așa da, mai zic și eu, măi! Uai, un ocean foarte larg, frate! Uai, am găsit o apă foarte deschisă! Uai, foarte spăimântător, să-mi bat picioarele! Ce avem noi aici? Uau, interesant, ia să încerc să ascunde zona asta! Ala-i, T-Rex-ul se duce acolo și eu cutia acolo, auto! Am depistat-o, măi! Uite, uai de viața mea cât de frumos e să-mi bag picioarele. Până apare vreun tentacul sau ceva sau vreun kraken sau ceva și mă trage în adâncul și mă speriu și urlu și nu mai joc cu asta niciodată. Protein caches like this one are a convenient and tasty way for sharks to increase their protein intake. Au încă o cutie. Nu-mi place. The bull shark demonstrates the importance of getting enough minerals in her diet. Ok, și acum ies pe aici înapoi. Băi, ce frumos e locul ăsta, uite-te și tu, mă, oameni. Uite-te la jocul ăsta numai. Cum dracu, ăsta e jocul cu rechin pe care trebuia să-l fi avut, dar foarte mult timp. Bine, am avut Jaws, știi, Jaws Unleashed. Am vrut să joc jocul ăla pe canal odată, dar nu știu de ce dracu l-am abandonat. Ar fi fost faci. Oh, seals, foci. Nu cred, ala-i. În sfârșit, o dietă mai echilibrată. Uai de capul meu, foarte mare foc, ai, uite. Așa, ia să ce dracu mai zace pe aici. Uai de capul meu, uite, mă. Nilai, un pește spadă. Foai de capul meu. Vino cu ace, mă, bestie. Vai de capul meu, pe ăsta am văzut un musical ăla, Blanao. Unde ești? Vino cu ace. Vino cu ace. Așa, mă, aută-l. Și mai avem acolo o cutie. Nu, acolo un grilaj ăla. Mamă, uite-te la locul ăsta, mă, oameni. Vai de capul meu, vreau să fac cum asta la suprafață. Ia. Ce dracu zace la suprafață, apoi? Bancheze. Uite Titanicul acolo. Vai de capul meu. Uite un far. Uite un parc. Uite un... Uai de capul meu. Uite o chestie de-aia acolo. Bra. Jocul ăsta arată excepțional. What? Frate, deci... Hai da. Nu! Fiera să fie asta așa să refac bara de oxigen. Așa. Și acum mă duc înapoi. Păi n-ajung eu sus acolo. Hai da. Nu stai, baga mea și picioarele. Așa, bun, am prins un om pe deasupra. Hai da, bun așa. Uite, cam ce interesant e această punte. Mulțumesc pentru croazieră, mi-a plăcut foarte mult. O să iau un om ca suvenir. Ia să începem. Uite, cam eu, nu, pietre. Uai, locul ăsta arată extraordilinguriță, măi. Fai de cam eu, îmi place foarte mult. Doamne, dar graficile, frate, de la... Cele mai mici detalii existențiale în jocul ăsta, deci... Frate, n-ai ce să zici, au depus atât de multe efort să facă jocul frumos sub apă, dar și la suprafață arată nemaipomenit de bine. Nu, n-am ce să zic, adică, frate, sunt detalii la distanță, care nici măcar n-a pus să te apropii de el, că n-ai cum, dar totuși există acolo. Uite aici, Free Willy, uite, că mi-am luat aminte de chestia cu Free Willy, uite, viața mea. Nu mai trebuie să sară așa o orcă pe asta chestia asta. Parcă orcă era Willy, nu? Da, orcă era. Haide, că mi-o... Am înțeles că o să mă bat și cu o orcă în jocul ăsta. Așa, o să fie foarte, foarte tare, frate. Bată, Dumnezeu, îmi dădu joc cu crash pentru ceva motive, Nilai. Cât progres am pierdut oare? Oare am pierdut progres, întrebare? Ia să sunt nivel 15 în continuare, asta aproape nivel 16, deci n-am pierdut nimic. Progres în asta din upgrade-uri, nimic. Ok, totul pare să arată ok. N-am pierdut progres deloc. Jocul ăsta are un autosave foarte tare, frate, pot să spun. Dar bată mă Dumnezeu că exploram o parte de asta, nu mai știu în ce parte eram și exploram și era frumos. De ce o trebuie să dea mă crash? De ce? Ok, hai să mergem în partea asta, sau nu stai, în partea asta pare mai aproape. Mergem acolo, să mă răzbun puțin pentru faptul, bă, acum că a dat un crash micuț acolo și mi-a salvat progresul și nu mi-a corupt filmarea. Asta e cea mai importantă chestie, mă, oameni, nu mă deranjează absolut deloc. Știi, dacă tot mi-a dat crash și putut să mă duc să beau niște apă, dar am gâtlejul foarte uscat. Ala, vine-o ca ce peștișor, atât s-a fost, numai de cauza ta a dat jocul crash, bată-te universul. Uite, ești oameni aici, ala, o să ies pe autostradă și eu să mă prim cu rechinul, că de ce nu? Ala, vine-o ca ce măi, nu fugi de mine, ala. Și acum mă retrag frumos în apă, op. Așa, ia să vedem unde mai sunt oamenii pe care trebuie să-i devorez, uite acolo. Un foarte frumos plonjon pe uscat, ala. Domnule, sugerez să intri în casă cât mai ai, nu, dar știi, ceva nu mai contează. Nu cu unde ești, ala. Uai de cam, de la ușă l-am mâncat săracul. Uai, era cât face să ajungă în siguranță în căminul său. Ala, haide, sar. Nivel 16. Ala, și-a trebuit să mă duc în apă acum. Uop.
Așa, următoarele victime. Mamă, cât de frumos de rechinul ăsta. Bă, da, au luat modelul de rechin foarte corect, frate. N-am ce să zic. Ala-i. Ala-i, dă-mi face. Așa. Uite că l-am pognit pe ăla săracu, am picat pe stel și am zdrobit. Ok, câți am acum? 5? Bun, mai trebuie încă 3. Ala-i, vină-mi face. Atât s-a fost. Oh, nu. Oh, nu, ba nu, nu începe nicio vânătoare. Sezonul la rechin n-a început încă. Lasă-mă în pace, domnule. Ala-i. Plecați la 5 și acum bată Dumnezeu. Dar să mănânc victimele. Ah. Hai da, vreau cu ace. Vreau cu ace cu coană. Vreau cu ace cu coană că ești foarte, foarte gras, ești foarte fec. Alai. Următorul. Cine e aici? Uită-l pe ăsta. Uită-l pe ăsta. Alai. Vreau cu ace, mă. Opa. Gata. Alai. Ok, misiunea e completată. Și ăștia mă caută pe acolo ca proști și m-au pierdut și nu mă mai găsesc niciodată. Aleluia. Bun, asta a fost completată. Avem aici niște, avem aici o misiune de mâncat oameni. Bă, dar aici ce maniter, de asta foarte multe costuri ca să mănânci oameni. Că aici ce maniter, că dacă zicea, dacă cea de cât în notă și ferește-te de orice eater, atunci, să stai, ce, cum? Oh, costul ăsta pare mai interesant, trebuie să mănânc 12 oameni. Ala-i, ala-i, ala nu cred că să, ăsta așa, martor ocular, avem martor? Avem martor, nu mai avem martor, nu mai. Gata acum, oba, searching, stai așa că, oi, domne, hai să dispar mai repede, știi? Uite acolo câți oameni, uite acolo toate punctele alea roșii pe care trebuie să, din care trebuie să mă înfruct. Uite acolo un catfish, așa, ce mai avem pe aici? Opa, opa, bărcile aia vin în direcția asta, nu prea-mi place. Taci din gură, taci din gură, nu-i niciun rechin aici. Niciun rechin nu e aici, sunt decât un cetățean al societății, ala-i. Care din când în când să mai înfige dinții în niscai oameni. Ok, uite, acesta să mai ducă din barea roșie de acolo. Și după aia mă repet iarăși la cineva, așa frumos. Pe nepusă masă numai, știi? Mă pregătesc pentru lupta cu, mă pregătesc pentru lupta cu fit. Oh, de cap, eu cum am arătat pe margine. Dar tu ce faci, în boale la mine? Hai de-a cameu, uite, cu... Uai, s-au dus sângele pe mașină, frumos, așa, ni. Ce detaliu încântător. Ok, stai să nu fiu văzut, nu vreau să fiu. Ce naiba asta, o locomotivă? O locomotivă, va. Opa, am fost sărit, am fost sărit. Nu se poate, trebuie să dispar. Ala-i, pe iarba de mare, nimeni nu suspectează vegetația. Și dacă intru pe aici, am dispărut complet. Ata, mai prindeți-mă acum, fraierilor. Ba de capul vostru. Eu am hack-uri, eu pot să traversez prin canalele subacvatice. Voi nu știți de chestiile alea, habar n-aveți. Ala-i. Dacă v-ar fi dus capul, l-ați fi baricadat. Și chiar dacă l-ați fi baricadat capul meu foarte tare, l-ar fi spart instantaneu. Uai, a fost super faza aia. Uai, iubesc chestiile astea. Ok. Îmi place că în jocul ăsta poți să faci exact chestii pe care le vezi în filmele cu rechin, frate, faze de alea la nou. Vino în cace, măi! Uai, l-am mâncat în garpă la. Ala-i. Și avem o piscină frumoasă aici care pot să mă relaxez pe o fracțiune de secundă. Nu vrea nimeni să vină să noate? Haideți, bă, nu vrea nimeni să vină să noate cu ne. Facem petrecere la piscină. Cine vrea să facă o petrecere la piscină cu un rechin adevărat de 15 metri aproape? Ah. Vino. Ia asta. Opa. Nu vreau să stric pe ratele. Opa. O, oh, doamne, oh, nu. Sunt sub atac. Sunt sub atac. O, oh, doamne. Știi ceva, o să te iau pe tine. Ah. O, oh, vai de mine, vai de mine, vai de mine. Se trage dintr-o dată. Ah. Ala, uite-mă, uite-mă, uite-mă cu ce fentele fac la frate. Nici au cum să mă prind dacă fac chestia asta, frate. Final de bio, așa. Taking out the trash. Ala, asta se referă la oameni, așa. Searching. Ala, gata, toată lumea e searching acolo. Opa, au, doamne, și fix atunci am ieșit să mă vadă ăștia înapoi. Care-i fața cu chestia asta aici? Asta e pică nu pus de mine cumva? Uop. Și am dispărut din nou, fraier. Nu o să mă prindeți voi niciodată pe mine. A, uite un pește. Ala. Ion Ocean, uite un pește. Uite alt pește, ala. Și uite acolo, un pește, o captură și mai frumoasă pentru mine. Hai da? Mă da, sar cu burta în sus, zic că sunt mort, dracu. Opa! Uai, ce m-a lovit așa, mă? Un rechin mako, cum dracu să nu? Ala, am scăpat de aligator și am dat ăștia. Îmi plăceau mai mult aligatorii, sincer. Ah, măcar erau aligatori, știi? Aveau o scuză că sunt ratați, dar mă rechin și mako, că și... Ha! Ha! Opa, nu pot să trec pe aici, știi rar. Știi ceva, o să iau pe aici, opa. Vino și îmi fă HP-ul, fraiere. Ala-i. Și următorul pe listă tu ești. Ah. Ah, asta e că nu trebuie să mănânc 8, să mănânc 12. Ok, oh, pot să prind pe scărușii, nu cred. Sau pot? Oare pot? Habar n-am. Hopa, hopa, sunt atacat? Sunt sub atac aici, hopa. Nu sunt de acord cu treburile astea, îmi pare rău, dar nu am chef de... N-am chef de asta, nu sunteți oameni care dați mie quest-ul acolo, deci nu mă interesează. Completați quest-ul și apoi o să mă intereseze și de voi. Ah. Între timp, eu o să zbor frumos pe aici. Ca un adevărat rechin. Cine strigă rechin? Nu e niciun rechin, nu mă dați de gol, vă rog eu frumos. Ala-i. Nu dacă să dau lumea seama că sunt rechin, nu pot să-mi dau seama. Ala-i. Opa! Nu mai trage! O să mă duc peste gardul ăsta și nu o să mai pot să mai tragă mine. Opa. Domnule!
Vrei să n-os cu mine? Am zis vrei să n-os cu mine! Alai, dacă nu vrei să n-os cu mine, te iau eu cu forța. Și mai rău după aia. Alai, hai da. Ok, unde mai sunt oameni? Mai trebuie încă doi. Mă, ăștia să vârf pe aici, încercând să ajungă la mine. Uite-te la ei, săraci, ce bătaie de cap le dau. Oare cineva o să fie concediat? Ultimele două victime. Opa, am o țintă pe mine roșie și nu-mi place. Bă, sunt rechin taur, înțeleg, dar nici chiar așa dracu să-mi pune ținte roșii pe mine ca să mă atac singur. Nu sunt Indoraptorul, să știți și voi. A, sunt mai rău decât el, opa. Opa, opa, m-am blocat aici. Uai, cu săritura aia pe spate, opa. Alai, mai prindeți-mă acum. Așa, unde e naiba ultima, uite ultima victimă acolo. Vino încoace, mă, blegule. A, pe tine te căutam tot acest timp, tu ce faci acolo, dansezi? Dansezi pentru moarte. Op. O, minte un pic de păr în ochi. Ah. Gata, misiune terminată. Și acum pot măcar liniștit de aici și să fac următoarea misiune pe care o am. Ia să vedem ce misiune mi-am aici. Deci am terminat-o pe aia. A, uite, mai am acolo de mâncat niște oameni. În continuare, devoratorul de oameni este devoratorul de oameni. Te rog frumos să mai stai acolo că mă sfidezi. Nu-mi place ce faci tu acolo, domnule. E foarte nepoliticos. Să mă interesează oare rechinul ăla maco? Nu mă interesează deocamdată. Lasă-l la dracu acolo. Lasă-și trăiască viața. Opa. Nu îndrăzni să... Uai, uai, țintele alea roșii. Aha, hai, țineți-vă pe mine, frate, până ajungeți voi în partea asta unde sunt eu, așa termin quest-ul. 10 oameni de mâncat acolo. O să faci imediat, uite, au început să mă piardă deja, fraierii. Îmi analizez prada, o foarte mare adunătură de idioți la oaltă. Asta nu înseamnă decât că te fac o singură chestie. Hai să facem ceva dramatic, oameni, vezi ceva dramatic. A, nu fie asta, fie n-a fost dramatic. A fost stupid. A. Oameni idioți. Asta, de asta oamenii sunt idioți. Au uitat de crime, au uitat de rechinul care devorează oameni pe aici. Puțin le pasă, au uitat. Și-o fac aici mai multe bagule decât atât o să fac. Alai. The shark hunting sector has experienced significant growth, leaving a lot of local openings for amusement ride operators. Într-adevăr, domnule, sunt un miracol biologic. Vai, o să mor. Ah, stai. Vai de cam eu. Mă cam întinsesem puțin la faza acolo, dar mai aveam un om de mâncat. Ah, refăm HP-ul, tovarășe, mersi. Mersi de suportul tău incredibil, apreciez suportul de grupăr aici. Grupăr aici așa ca niște majorete, mă suportă, mă susțin din toate punctele de vedere. O, oh, nu, aruncă cu TNT-uri! Nu! Uai, fost la autoși pe uscat! Vino încoace, mă! Fiera așa de fiera, am dat pe jos! O să se murdărească, regula de 3 secunde, totul se aplică și la oameni, cred. Alai! Oh, 993! Jurassic Park! Gata. Și m-au pierdut din nou. Atenția lor nu este foarte distributivă din câte poate se poate vedea aici. Oamenii nu sunt foarte, foarte inteligenți. Iată, deci am zona aia acolo. Am de mers aici în zona asta aici. Am zona aia acolo. Așa, peștera mea acolo. Bun, ia să analizăm toate zonele astea, să mă asigur că toate sunt completate. Asta e cea mai apropiată aici. Trebuie să o explorăm pe asta. Ia să mergem acolo. Unde e naiba trebuie să fie? În direcția asta. Acolo trebuie să merg, undeva la sud. Haide. Oh. Hei, m-ați găsit? V-ați găsit? Vă credeți șmecheri acum? Ia asta că dispare eu din câmpul vostru vizual din nou. Ia fiți atenți acum dispar. Și-am dispărut, mă căutați acum și nu o să mă găsiți niciodată. Sunt un adevărat ninja al oșanilor. Golden Shores Landmarks, discover all landmarks. Aia fac acum. Alai. Hai da. Na, uite-te, mă, de ce nu pot să fac și-o? De ce nu pot să fac și-o o chestie inteligentă? Și să distrug chestia asta în prima. De ce trebuie să mă... Mă simt umilit în momentul acesta. Bine că există editările. Ah, no, uite-te. No, uite-te și tu. Îmi place mașina cum a intrat în banul ăla acolo. Uite-te, știu, cine e idiotul care... Hai, mai trebuie un landmark și am terminat. Ah, ăla e ăla din capătul ăla, dar hârții. Idioți. Greeting the red tide has become an annual tradition in Port Clovis. Every June, locals gather to watch the toxic algae bloom's sinister encroachment on the city's coastline and beaches. Bă, m-am rătăcit unde naiba sunt eu, întrebarea. Deci trebuie să ajung la chestia Elder, fie ar să fie. Aici trebuie să mai ajung. Eu nu știu unde naiba sunt pe hartă, mă, m-am rătăcit singur. Ai de cameu, dar unde e trocantis vor, mă? A, uite-mă aici. Am ajuns în partea asta. Oh, ok. Păi stai așa atunci. Ajungem în partea asta aici. Trebuie să colectez chestia aia. Sau...
A, nu mă, stai, regiunea, stai, nu mai înțeleg nimic, stai așa că m-am încurcat rău de tot, să-mi bag picioarele. Deci am completat toate regiunile astea. Nu mă, aici am mai, da, acolo trebuie să merg, stai așa. Am luat-o pe la mama naibii, bata-mă, Dumnezeu. Unde e naiba? Acolo, uite, acolo te să ajung. Da, aha, deci sunt zone, bă, zonele, îmi place foarte mult harta asta așa mare. Atâta mult de explorat, atâta multe locuri în care poți să-ți pierzi timpul și așa mai departe. Oh, bacterie, ce mai zici? Dacă nu e și virusul ăsta al nostru aici, care am pândărit lumea, N-am nicio problemă. Oricum rechinii sunt imuni la toate bolile existente, așa că cui pasă. Oh, nu, iar zid invizibil. Iar am luat-o pe aici. Iar sunt un idiot. Refam HP-ul, muritorule. Eu sunt mai important decât tine. Ai da. Uai, am scăpat. Oh, nu. Iar un rechin maco, perfect. Fix asta vreau eu să dau în momentul ăsta. Uite și o baracuda acolo, cum dracu să nu. Baracuda asta moare oricum. Ala-i, mor odată. Atât. Uite că am eu ce m-a lovit peștele ăsta prost. Eu mă cace, ala, și-ți dau și o coadă pe asta față să te rezolv acum. Să te învezi mii de data viitoare. Așa, unde? Mă, uite, deci cum m-a scăpat fraierul. Acum ești mort, e bine ce ai făcut. Nu cred că e bine, nu-i așa, nu cred că ți-a plăcut asta. Mie mi-a plăcut pe deasupra, ție nu ți-a plăcut, mai mult ca sigur nu ți-a plăcut. Ale, vină cu ajutor. Bun, te să ajung în partea aia cumva aia să ne pune aiba fac să ajung în partea aia. Cred că o să iau așa pe aici și mai adevărat cât un pește din când în când sau poate că nu. Eee, cutiuța cu secrete. Ala, e cutiuța Pandorei, măi, se poate spune. I spit on your cave. Și că spit on your cave, na, uite-te și tu. Destroy the target, am înțeles, ia să-i. Care n-ar fi ținta? Bun, deci am, oh, uite acolo, mai multe ținte. Cave in, kill 100 de pești dintre aia, am înțeles. Dar mă interesează să ajung să iau cutiuța din partea aia, sunt foarte multe chestii de luat. Bun, ia să-mi cim... uite o barcă foarte faină aici. Nu e o barcă, asta e un post, sunt prost, asta sunt niște... Hai, da. Zic că uite o barcă foarte faină care putește, dracu. Avem o chestie interesantă pe aici, un cimitir de carturi de golf. Evolution set adds... poisonous attacks for the most effective against wildlife and humans. Shadow evolution. Super! Devenim otrăvitor, măi! Ala-i, toxic până măduvoasă, nivel 17, fai de cam eu, abia așa devine elderul la blană. Ala-i, du-mă mai departe de aici, ia stai, am văzut aici o cutie. Ala-i, du-și față-mi face. Ala-i. Fai de cam eu câte puncte fac, câte chestii am. Vai, cât de stacat îs. Hopa! Și-am găsit și asta. Ala-i, ai văzut? Mamă, câte chestii au fost în locul ăsta aici, 3. Foarte tare. Uite și un pește. De ce vrei tu să te bați cu mine, mă, creatură, mă? De ce vrei, mă, că nu vreau să-ți fac rău, mă? Ești unul din semenii mei, dar dacă ești prost și nu știi să respecti, nu știi să-i respecti pe aia mai în vârstă, nu știi să respecti o domnișoară chiar, Alai, care a avut o viață teribilă, de să-l găsească pe Pit, pe Scaly Pit și să se răzbune, să-și răzbune mama și cicatricea pe care o am pe mine, atunci ești binevenit în iad. Așa, vină încoace, unde te duci? Alai. Te-am rezolvat. Avem o cutie acolo, ia să vedem, ia. Oh, încă o peștă dintr-o asta interesantă. Oh, interesant. Înțeleg că îi place, ia vină tu cutie. Unde n-aveai cutia? Ia stai așa, cutie pe aici, pe undeva. Uite acolo. Opa! Opa, de ce ai lovit la mine, domnule? De ce ai fost necioplit și ai făcut asta? Supercharged with gene-altering mutagens, the shark now has an asymmetric edge on the competition. Asymmetric Age under competition. Cum dracu să nu competiție? Ce competiție? Eu n-am competiție. Sunt prea puternic pentru competiție. Competiția mea când mă vede zice ceva de ce am bat picioarele, frate, știi ceva? Eu nu mă bun cu chestia asta. Ce avem noi aici? Elder, băga mi-aș picioare, nu pot să sparg asta. Fierar. De naiba, m-a ajuns întrebarea. Și cum o să ies de aici întrebarea mai mare? Poate pe aici. Tot analizez zone să văd să nu ratez ceva, dar... Acum, dracu știe, câteodată mă sperie că... vină încoace, mă, baracudă! Îți dau una pe ăsta față! Ai de-a, cam eu ce l-am lipit! Ala-i, mort! Și tu la fel! Ala, nu stați în cale! Eu nu mă joc pe aici! Eu nu sunt aici pentru joace! Eu nu sunt aici pentru amuzament! Eu sunt aici pentru carnagiu! Care, hei, e amuzant într-un fel, dar... Ați prins voi ideea! Nu mă joc! Cutie! Bum! Ala, ia să-i... Unde n-ai băi ținta? Uite acolo, ținta, ala! Ala, dar unde n-ai băi? Oh, another source of nourishment. Cum dracu să nu? Ai, de cam, du-te mă, daci. Un rechin maco de nivel 10. Nu cred că tu ești bossul cu care am eu de a face. Unde n-ai mai ținte aia întrebarea? Uite acolo. Oare rechinul ăsta maco de nivel 10 să fie oponentul meu, adversarul meu de temut, în care toți peștii se tem? Mă îndoiesc. Ce avem noi aici? Ia să vedem.
Aici am pus-o, aici am pus-o marcă, să mă bată Dumnezeu dacă da. Oh, uite, uite aici ceva, hopa. Altă chestie. Ah, ce-mi face? Ia să-mi ce aici am. Ala-i. Să nu fie nimic pe aici, oare? N-are cum. Oh, 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 wow, what? What, entire nation, ce dracu faci? Nu-i sănătos. Nu-i sănătos la cap. Doamne, ce jumpscare mi-a dat omul. Încă unul. Încă, o, nivel 12. Ce-i ăsta? Stai așa, ce-i ăsta, ce-i ăsta? Oh, Hunter Mako, nivel 12. Tu ești boss, am înțeles, deci tu te afli în această peșteră. Deci tu te afli în peștera asta. Hai de ca meu, doamne. Oh, ce frumos aici. Prins unde nimeni nu poate să te audă strigând după ajutor. Murind în chinuri groaznice. Oi, rău îmi pare de existența ta. Uite ce e aici, mamă, unde am nimerit. Un festin adevărat. Uai, uai, nu glumesc când îți spun un festin aici. Uite-l. Unul câte unul vine în cură, mănânc pe unul, altul vine să fie servit. Ala-i. Aia, dar numai ăștia mă interesează pe mine. Ăștia mă interesează pe mine, ăștia, uite, ăștia, frumoși ăștia. Ala-i, aude. Ala-i. Următorii pe lista, vă rog frumos. Altă baracudă mi-a intrat în colț. Doamne, ce mă interesează baracudele astea. A venit, nu știu cu ce, ala-i. Au, ce frumos. Următorul pe lista, încă o baracudă. Doamne, dar nu mai intrați în fălcile mele, vă rog eu frumos. Eu aici nu sunt ca să vă mănânc pe voi. Bine, și pe voi vă mănânc, dar totuși, eu sunt aici să-mi completez quest-urile, măi. Nu mai mă sfidați. A, altă baracudă mi-a uitat în gură. Băga-mi ești picioare, frate. Baracuda asta, dacă își cheamă moarte aici, sau ce dracu? Ala-i, dar știi ceva? Nu mai, gata, știi ceva, mori. Ala-i. Ia să vedem ce avem aici. Uite un pește din ăsta fain, ala-i. Așa, mai mulți pești de ăștia fain, că s-au fitit toți aici săraci de frică. Ala, misiune completată, foarte ușor. Mako war not love, kill the apex. Ala, dar știi ceva, oameni? Știi ceva? Hai să mă omor, mă, Apex acum, vrea să chie aici, dar știi ceva, să mă omor Apex acum. Unde e Apex-ul ăla? Apex-ul e acolo. Acolo el e Apex-ul, măi. Acolo se spune că este vestitul Apex. Acum este o dată aici întrebare, aia e problema mea. Scafandru! Ai, scafandru nivel 12. Fai. Scafandru nivel 12, varze, săracu. Haide, cam eu l-am făcut mărunțele. Ceva pe aici? Pe aici cred că a mai fost oare. Nu mai mi-aduc aminte exact, dar ei, cred că pe aici e ieșirea. O, uite niște gunoi puțitoare în formă sferică. Uai, ce interesant. Natura umană este fenomenală, pot spune. Ei, și-am găsit ieșirea. Uai, bine mă simt. Și acolo este bossul final. The final boss killed the Apex. Fighting, cam, Apex pe dracu. Când o să pună dinții pe el, numai Apex nu o să se mai numească dihania. Ceva pe aici? Ei, aș vrea să iau o gură de aia dacă tot am set în chestia asta. Alai. Așa. Și acolo este prietenul meu Apex-ul, rechinul Mako, care îndrăznește să existe în prezența mea. Habar n-are cu ce să pune fraierul ăsta. The Sultan of Speed, the Maker. Are cumva niște... Are... Unde e naiba ești, mă? Uite-l! Am mâncat cumva o mincea de uite-l! Ai, l-am ratat! Ai vreo mai coace! Ala-i, nivel 15. Hai de capul toți nivel 17, fraiere. M-am antrenat pentru momentele astea. Știam că într-o zi o să dau un oponent pe măsura mea. Am mâncat un pește, dar nu vreau să mănânc pește ăla, la care aveam nevoie. Vino în coace. Ala-i. Vai, da, bă, dar ratez cam des. Ala-i. Bă, al dracu, ce e, mă? Uită-l. Mă, da. Ia stai, mă. Ia mai ratează-o pe asta. Ia mai ratează-o pe asta. Ce naiba s-a întâmplat cu el? Hai de capul meu. Hai de capul meu. Cred că l-am curentat sau ceva, habar n-am. Ia. Uai, dar asta nu știe să se bată, mă, săracu. Nivel 15 degeaba. Unde ești? Eu am cace, mă. Ce, n-ai minion? N-ai nimica cu tine ca să te ajute? Uai, în avantajul meu, dar ce cu dantura aia? Ai mai verificat? Ai mai fost tu pe la dentist? Bată-te, Dumnezeu. Uai, săracu. Asta numai stun și am permanență. Uite ce-i fac dinții electrici. Uai, de cap. Uai, da, i-am fript și o coadă, săracu. Uai. Uai, l-am nimicit. Asta nu vrea să bată cu mine, cred. Uai. Săracu rechin. Parcă îmi pare rău de el. Uai, asta da, boss. Asta da, boss, pe cinste. The Mako is known as the peregrine falcon of sharks. But as the peregrine is a land-based bird, this designation means nothing to the Mako. Rip! R.I.P. ce să-i zic, săracu. Uai, și-am primit și ea, am găsit toată The Bone Shark acolo, fain. Oh, nu, să nu crezi tu că se întâmplă chestia asta, domnule. Ai văzut pe cine am omorât eu? L-am omorât pe lordul tău. Du-te la dracu încolo și lasă-mă în pace. Da, să ține după mine, frate, nu mai mă lasă, mă, că n-am chiar de... Vreau să văd noi de upgrade-uri. Bată de Dumnezeu, am omorât un de nivel 15. Care nici mă... Asta, să ziceți să fiu ăsta mi-a greșit de cât de nivel 15, dar hei. Pot eu să judec acum? Pot eu să judec?
Apex-ul adevărat s-a dovedit cine? A, ăla numai Apex. Ala-i, și-am dat mare bucată și acum te mânc. Ala-i. Ok, și acum știi ce o să facem, oameni. O să dau aici și o să mă duc aici să-mi văd noile upgrade-uri, dar asta în episodul viitor, oameni. Dar până atunci, dacă v-am făcut clipul ăsta, lăsați vă acolo un like, eu vă zic toată atenția cu asta, tot suportul fresh, o să ne cam cei de adaptare. Hai, pa!